Posibilitatea de închiriere a bicicletelor va încuraja turiștii să vină și să descopere orașul Sein și obiectivele sale, ori pe localnici să își rezolve problemele zilnice fără să polueze. Pe de altă parte, tot pentru a proteja mediul înconjurător, vor fi puse în circulație autobuzele electrice achiziționate de primăria Sein. Zilele acestea se organizează recrutarea șoferilor care le vor conduce. În ce privește pista de biciclete, după aprobarea și publicarea regulamentului de folosire a acesteia, sistemul de închiriere va deveni funcțional pentru toată lumea. Suntem în perioada în care o să aprobăm regulamentul de funcționare și de folosire a bicicletelor pe care o să le avem în orașul Sein, respectiv 40 de biciclete. Și în acest moment suntem și în perioada în care organizăm concurs pentru ocuparea posturilor de șoferi pentru microbusele electrice care deja au venit și sunt la noi în depou. Înființarea unui sistem de transport în comun cu două rute de transport, prin achiziția celor două autobuze electrice și construirea unui panou de deservire, au fost făcute pentru reducerea emisiilor de carbon prin crearea unei infrastructuri prietenoase cu natura, iar investiția în cele 40 de biciclete vine după deschiderea primului tronson de piste care leagă podul prieteniei dintre Pom și Sein de centrul orașului.